No, salutare chat, ne uităm la replay-urile mele. Breda, nou, de la Battle Pass, încă un 11-0 frumos. Că o să mai avem un 11-0. Mă, și pot să zic că meciul ăsta a fost turbat rău, nu mă așteptam să iasă așa. Și eu de obicei nu joc așa harta asta, dar... Bă, tankul te forțează să te adaptezi, să te îmbunătățești. Aici m-am enervat pe M4, că efectiv am vrut să iau dreapta, dar omul meu level 30 nu m-a lăsat să trec. Efectiv am uitat să verific ce level era, știu, sunt un distrus, dar mă, mulțumesc chat, nu trebuie să-mi spuneți. Meci realistic, sper că nu trebuie să vă zic asta de 10.000 de ori. Da, știți, voi lăsa markerurile să se vadă mai... Ok, gata, că m-am plictisit și eu de replica asta, da, mai voi. Un snapshot, mai mult sau mai puțin. Aici o să vedeți ce nașpa să ai numai atracțiune spate, să mă bată mama. N-am văzut stugul, decât acum când a tras, cred că. Am tras prost. Și mi-am luat tălpășița. Desigur că mi-a luat o bucată și mi-a zburat un om, dar... Da, asta e. Săracul stă doar cu capul. Să te ia cu capul a plecat, bră. Mă, deși ai tunul peste cabina aia, să știți că ai vizibilitate destul de bună și poți să tragi cu tunul și în față. Nu poți să... Cred că n-am văzut de 34-le alea acolo, bro. La păștele alți doi i-am văzut, sincer să vă spun. Pe alea l-am văzut. Am tras prin garduri. Și ăla la alt aparent s-a evaporat. I-am continuat drumul, drumeția, tgdâm, tgdâm. KV1, foarte mobil KV1, așa e. De ajuns aici așa repede. Și un T-34 după paleți pe care încă nu-l văd. N-am văzut VK ăla, Panther-ul. Dar o să văd T-34-le, exact. V-am zis că e iurea cu frânatul. Nu știu de ce omul meu nu continuă să spameze mitraliera. Și acolo un IAG. Tras, mi-a luat transmisia, am tras, i-am luat oamenii. Și pe aia am zis, să-i trag să iau oamenii în continuare? Păi nu, că hai că-i trag în motor. Și a făcut poc. ISU, cea mai mare dezamăgire din videoul ăsta. Nu înțeleg cum s-a dus așa de prost proiectilul. Dar până la urmă de aproape 600 de metri până acolo. Deși eu mă așteptam să fiu mai puțin. Da, da. Mai reparăm, mai dăm la ciocani și cheie. Și ne continuăm drumeția. Știam la ce să mai aștept. La ce să mă mai aștept. Am luat KV-ul. Nu știam de unde mai pot să-mi vină inamici, că au fost destul de mulți aici. Vici nu știu să joace așa de multă lume pe partea asta a hărții, dar na. Acolo au jucat oamenii. Și... Jucam frăcăși, dacă ascultați atent o să vedeți că se aude ceva din dreapta. Se aude pentru că chiar e ceva în dreapta, în T-34. Nu pot să cred că nu am văzut flacul ăla așa de vreme, că se vedea de mult. Literalmente, se vedea flacul ăla de foarte mult timp. I-am dat la emo. Desigur că aici nu a zis, nu e voie. Și atunci am zis, bă, mai trag o tată la emo, dă o naibii. La fel, jucam fără căști. Efectiv, mi-a ieșit în față. Deci, chat, ca să înțelegeți, eu de foarte multe ori joc fără căști, pentru că nu știu, mi se pare o țără incomodant să stau cu ele foarte mult pe urechi. Nu l-am văzut pe ăla din spate.
acum l-am văzut de pe. Aveam o roată luată, nu puteam să mișc că mă reparam. Și dacă oprem reparațiile, să știți că vehiculul ăsta merge foarte greu. Și aici n-am înțeles de ce nu spămat mitraliera în continuare inamicul, dar n-a fi treaba lui. Uite ce ziceam. Ah, da, cu peștile, că joc fără ele. Panzer 4H. L-am scos. VK-ul. Urmează și el să fie scos. Frumos, frumos. N-aveți ce să ziceți chat, că a fost ce trebuie. Păi ce fain arată Breda. Uite ce drăguț arată cu toate tufele alea puse pe ea. Bă, dar lăguiește grav. Ok. Bun. Hai că nu mai e mult. Mă, mai făceam vreo două killeri dacă eram mai atent. Dacă ați fi văzut, ar fost câțiva care au trecut și nu i-am prea zărit. La faza aia cu ISU am țintit extrem de prost. Da, da. Ha, mă, că mă uitam pe KV. Smiop. Știți? Eu stăteam pe gânduri, că nu știam sigur dacă e player sau cadavru. În match vă zic sigur că aia raționalizăm. Și nu știam. Bă, și în principal, cum să vă zic eu, de aici cam nu prea mai e mare lucru de spus. Nu prea să mai cumpăm multe chestii, mă învârt și eu pe aici. Am vrut să mă întorc A. Am întors, a, dar nu n-am mai intrat să capturez, pentru că deja era aproape capturat. M-am întors să-mi o dau cu inamicii. BTR-ul era aici și am zis, hai că-i trag. Realist vorbind, cred că dacă îi trageam în fața la motor, eram câștigat maxim. Dar nu a fost să fie, am văzut T-34-le alea acolo. Și antieriana. Și sigur că s-a spawnat și un SU. Sigur că mi-a luat gunner-ul. Și s-a gătat match-ul și nu mai conta. Bă, asta a fost replay-ul. 11-0. Destul de chill, aș zice. Măi, bună, bre, dar nu o să mă plâng. Pentru 4-0. Știți cum era Waffen Trager-ul celălalt la britanici? Îmi scapă. Cum era? A. QF-ul. Bine, asta are proiectile solide, inutil să-l iei, să-l joci. La nemți, Waffen Trager-ul e bun. VFV-ul, mă rog. Mamă, ce low profile-i. Față de Breda. Și are și gun depression-ul o țură mai mare. Mă, la 5-7... Ai tunul de Tiger 2. I mean, e ok. Dar în schimb, Breda... Bă-ți rănașul avea tracțiune, că e numai tracțiune spate, dar... Tunul chiar e bun. Și reload-ul e bun, e ce trebuie. Nu, bun chat. Vă salut. Asta a fost replay-ul. Pe data viitoare. Bye, bye.